Pentru ochiul carnal, Hristos crucificat este o blasfemie, este o absurditate, este ceva absolut oribil. Absolut oribil pentru ochiul carnal. Ochiul carnal mai degrabă ar trece cu vederea zecile de milioane de oameni pe care i-a omorât filozofia comunist-ateistă. Ar trece cu vederea asta. Are o problemă cu unul singur care a murit, tocmai ca să ne mântuiască, cu ăsta are o problemă. Asta le trece rapid. Pentru ochiul carnal este mai ușor de privit extirparea la zeci și zeci de milioane de copii din pântecele macilor. Pentru ochiul carnal e mai ușor de privit faptul că trupurile unor femei devin morminte ale propriilor copii. E mai ușor de privit asta. Are o problemă cu o singură moarte, cu moartea Domnului Iisus Hristos. E pentru el o nebunie asta. E o prostie. N-au cum, ce, nu. Pentru ochiul carnal. Dar pentru ochiul care este deschis prin puterea Duhului Sfânt, prin Evanghelie, și ajunge să vadă frumusețea lucrării răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Pentru ochiul ăsta, pentru omul ăsta, viața de sfințire este posibilă. Doar dacă ai experimentat această chemare prin slava și puterea Lui.